de astăzi este în ceea ce înseamnă urmarea unei colaborări pe care o avem dinainte de 2000 cu domnul deputat Gheorghe Roman. Vorbindu-i de proiectul meu acum 4 ani, mi-a promis ajutor și iată că acesta s-a concretizat după 4 ani, spuneam, de lupte seculare, după aproape 500 de pagini cercetate, arhive decriptate, de asemenea cărți citite, un travaliu imens. Pe o perioadă de 4 ani am reușit până la urmă să duc acest proiect editorial, Portavioane la atac, cu ultimile dezvăluiri din punct de vedere al serviciilor secrete. Vorbesc de ultimele documente declasificate la anul 2014 despre Pearl Harbor, operațiunea, primul atac aeronaval din istorie de la Taranto, de asemenea bombardamentul orașului Genova, operațiunea Exces și așa mai departe. Sunt operațiuni aeronavale între 1940-1941, primele atacuri ale unor portavioane ca nouă armă strategică, ceea ce astăzi demonstrează că marile putere ale lumii au portavioane și este principalul vector strategic și pentru Statele Unite, China, Rusia și așa mai departe. Mulțumesc încă o dată celor care m-au sprijinit în realizarea acestui demers. Pe lângă domnul deputat se află și domnul viceamiral Dorin Dănilă, fost șef al Forțelor Navale Române, cel care a făcut prefața acestei cărți, alături de colegii din Asociația Istoricilor, care au contribuit cu sugestii, cu traducere, amintesc aici geograful Adrian Raica, sugestii venite din partea lui Helmut Knall, Vasile Mărculeț și așa mai departe, colegii mei din cadrul asociației. Le mulțumesc tuturor și nu în cele din urmă soției că m-a suportat.